Direcția de asistență socială DEVA a semnat contractul pentru proiectarea amenajării unui spațiu de joacă pe strada Nicolae Grigorescu din reședința de județ. Locul de joacă se va întinde pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați între blocurile de locuințe sociale 3 și 4. Este de menționat faptul că în această zonă nu există niciun spațiu de recreere. Spațiul de joacă va fi amenajat pe platforma betonată dintre blocurile 3 și 4 din Grigorescu și va conține elemente specifice pentru copii, balansoare, tobogane, carusel, ladă cu nisip și pe lângă acestea și un spațiu de relaxare cu bănci și coșuri de gunoi, iar iluminatul va fi asigurat de stâlpi cu panouri fotovoltaice. Valoarea contractului este de aproape 12.000 de lei fără TVA, iar termenul până la care acesta trebuie implementat este 30 mai. În această perioadă de criză, în care prețurile cresc peste noapte, una dintre condițiile pe care trebuie să le respecte constructorul este să nu aducă modificări valorii contractului.